Minunată, bineînțeles, atmosferă de sărbătoare, Doamne ajută! Doamne ajută! Salutări, felicitări tuturor care sărbătoresc astăzi numele, Paște fericit, catolicilor! Viața merge mai departe chiar și în aceste condiții și cu atât mai mult vom aprecia de acum încolo prezența celor dragi, ne este dor de ei. Iată ce au înțeles astele pentru cele 12 zodii. Berbec. Gânduri bune, idei de valoare și chef de acțiune. Țineți acum legătura cu prieteni și cu colaboratori, faceți schimb de păreri și de soluții la un proiect care vă privește pe toți. Dar până la momentul întâlnirii, poate că veți face și ceva pe cont propriu, căci este prea mare nerăbdarea voastră. Taur, planuri pentru investiție, afacere sau poate că vă gândiți să țineți o evidență a cheltuielor ca să știți unde se duc banii voștri. Va reuși de minune o rețetă de zile mari, îi răsfățați pe ai voștri, povestiți și vă amintiți de felul în care țineați în alți ani sărbătorile. Gemeni, sunteți activi pe rețele de socializare, vă bucurați de aprecierile pe care le primiți. Gânduri să începeți chiar de mâine un studiu mai serios al unui subiect sau un domeniu care vă preocupă de ceva vreme sau poate că veți încerca să reluați legătura cu un profesor, un îndrumător. Rac. Fire active, poate că ați depășit șocul situației actuale și vă îndreptați acum gândurile spre adaptare, soluții, viitor. Veți lua poate în calcul și o schimbare de loc de muncă sau de domeniu de activitate, eventual o afacere pe care să o faceți împreună cu partenerul de viață sau cu rude, cu prieteni apropiați. Leo. Glume, tachinări. Abordați o cale ocolită pentru a ajunge la un adevăr sau la un acord. Călătoriți, mental sau virtual, în locuri în care ați vrea să ajungeți și fizic, sau pentru studii, muncă, cercetare, competiții sportive sau de altă natură. Fecioară, activitate bogată, nu aveți timp de plictiseală. De fapt, se pare că v-ați angajat într-un proiect personal mai amplu, care ține de forma fizică și de sănătate, de evoluție personală, dezvoltarea unei aptitudini, deprinderea unor tehnici sau a unor meșteșuguri. Balanță. Activitate mentală, intelectuală. Citiți, vă informați, apelați la opinia unui specialist. Pe de altă parte, vă puneți în valoare farmecul în relațiile cu ceilalți, mențineți atmosfera în cuplu și în familie, simțiți aprecierea și recunoștința copiilor voștri pentru timpul petrecut împreună. Scorpion. Atenți și sufletiști, vă puneți la dispoziția celor dragi și le faceți bucurii, favoruri. Poate că vă vedeți online, mai mulți din familie, faceți tot posibil să nu resimțiți distanța dintre voi, vă propune să vă adunați cu toții imediat ce situația o va permite. Săgetător, vedeți cu alții ochi o neînțelegere de ieri, râdeți poate de reacția vreunuia dintre voi. Și poate că, în general, ați trecut peste o perioadă în care v-ați făcut griji exagerate și începeți să vedeți partea plină a paharului, vă reorientați spre acțiune, eforturi, bucuria de a trăi. Capricorn, melancolie, dar și sărbătoare în sufletul vostru. Se amestecă amintiri cu dorințe, visuri, ambiții. Acum, idei legate de modernizări în locuință și poate că veți face lucrurile la o scară destul de mare dacă știți că veți lucra mai mult în perioada următoare de acasă. Vărsător, este o perioadă grozavă în viața voastră din multe puncte de vedere și veți ști să profitați. Acumulări intelectuale, creativitate, întreținere fizică. Vă acaparează poate un proiect la care ați visat de mult, dar pentru care nu ați găsit până acum timp sau nu au fost alte condiții. Pești. Sărbătoare, amintiri, emoții, bucurii împărtășite cu cei dragi. Există totuși și o parte bună a acestei perioade. Ați reușit poate să treceți peste oboseală, nesom sau griji și începeți să vedeți limpede viitorul, alternativele. Vă concentrați asupra unei pasiuni mai vechi. Să avem o zi bună! Să avem o zi excelentă! Vă mulțumim tare!